Vulturul Morții Partea a opta Ea cunoștea de ajuns de bine nemărginita ură ce fierbea în sufletul lui Stanislaw Rimski împotriva supritorilor Poloniei și ca poloneză, Ludovica simțea la fel ca vulturul morții. Ascultând prin gaura cheii, ea aflase că acest curier ducea porunci de foarte mare însemnătate guvernatorului Varșoviei, așa că aflarea acestor porunci secrete nu putea decât să folosească Poloniei. Și gândul de a afla taina curierului țarului cu orice preț se aprinse în mintea Ludovicăi cu tăria unei hotărâri vrednică de admirat. Umplu paharele din nou și în vreme ce turna vinul în cupa capitanului, se uită la el cu priviri surzătoare. Petru Plevnic se frământă pe scaun, se uită amărât la fată și în cele din urmă izbucni pe neașteptate. Ludovica, cercetează toate ușile și vezi dacă sunt bine încuiate. După ce du-te în bucătărie, fără îndoială pe acolo și așteaptă până când te voi chema. Se poate să mai avem nevoie de tine. Ludovica părăsi odaia, iar Petru Plevnic, pentru a nu-i da răgaz oaspetelui său de a se gândi că o trimisese pe fată anume din casă, ridică paharul și zise Trăiască bunul și iubitul nostru stăpân, maestatea sa, țarul tuturor rușilor! Vladimir Corsacov se sculă de pe scaun și, ridicând paharul, repetă și el. Trăiască țarul și întotdeauna să aibă parte numai de ostași așa de credincioși ca dumneavoastră, domnule capitan Vladimir Corsacov. Gazda și musafirul mai goliră un pahar, apoi altul și iarăși altul. Amândoi erau obișnuiți cu băutura și sticlele se goleau văzând cu ochii. Ludovica a făcuse bine că mai adusese câteva sticle, deoarece vinul se irosea, de parcă buteliile ar fi fost găurite. În mijlocul acestei beții care se încinse în doi, Petru Plevnic uită deodată de stima pe care o datora oaspetelui său și se adresă lui Vladimir Corsacov cu o intonație foarte puțin curtenitoare. La dracu, Vladimir Corsacov, ce tot îți țin mâna pe caseta aceea? găsesc prevederea dumitale exagerată și jignitoare. Oare ți-e teamă să nu te fur eu? Vai, nici prin minte nu-mi trece. Atunci te tem pe semne că vulturul morții să nu se furișeze în odaie, ca o nălucă nevăzută și să-ți șterpelească prețioasa casetă într-o clipă de neatenție. Ți-am spus că nici de vulturul morții nu mă tem, dar văd că ai dreptate. Precauția mea e cam exagerată. Fiindcă, chiar dacă, ferească Dumnezeu, caseta ar cădea în mâini străine, totuși hoțul nu s-ar alege cu nimic de pe urma furtului. Deoarece hârtiile și documentele care se găsesc înăuntru sunt scrise cu un cifru secret, și nu le-ar putea citi decât numai acela care ar avea cheia ascunsă a acestui cifru. Petru Plevnic înghițise ca multe pahare de vin, așa că acum își îngăduia o intimitate tot mai mare față de curierul țarului. Așa, de pildă, el nu se sfii să-l lovească pe capitan pe umăr și să zică Pe mine vrei să mă lești de gard, Vladimir Corsacov. Crezi într-adevăr că sunt mai atât de nătă rău încât să primesc ca bun tot ce mi-ndruge aici?" Capitanul de gardă se uită uimit la primarul care își îngăduise într-adevăr prea multe. Îți spun sincer, domnule primar, că nu prea înțeleg ce vrei să spui. <rători> ce vreau să spun? Repetă Petru Plevnic, râzând atât de zgomotos de răsunară ferestrele. <rători> Numai atât că în caseta aceea nu se găsesc porunci scrise cu vreo cheie tainică. Vladimir Corsacov păli. Dar ce anume? Întrebă el cu înfrigurare. Obiecte prețioase sau bani? Și din ce deduce aceasta domnule Petru Plevnic? Nu este obiceiul de a duce documente în casetă de fier, răspunse primarul. Vladimir Corsacov începu să râdă. <laughs> Petre Plevnic! Ești vrednic de slujba impunătoare pe care o ocupi în meniza, fiindcă ești deștept și viclean. Văd că știi să te gândești, ori aceasta este o raritate în Rusia la oamenii care se ocupă de slujbe atât de înalte ca dumneata. Ai dreptate, bănuiala dumitale este îndreptățită. Și fiindcă mai înainte de a pleca din Petrograd, mi s-a atras atenția în mod deosebit asupra credinței cu care slujești guvernul, îți voi arăta. Îmi arăți? Fără a mai răspunde vreun cuvânt, Vladimir Korsakov scoase o mică cheie din buzunar și deschise caseta. Ochii lui Petru Plevnic se întoarseră aproape pe dos de curiozitate, când capitanul de gardă ridică încet capacul casetei. Încă o mișcare și în fața privirilor înmărmurite ale primarului Menizei, se ivi o cupă de aur curat, lucrată de o mână de maestru și bătută cu nenumărate pietre prețioase. Petru Plefnic nu mai văzuse niciodată în viața lui un obiect atât de frumos lucrat și de un preț atât de mare. De aceea, după ce își mai reveni din fire puțin, își făcu semnul cruci și mormăi. Numele Domnului să fie binecuvântat! Pe cupa aceasta de aur, străluceau diamante de mărimea boabelor de fasole, rubine înfocate, zmaralde verzi ca mânia, opale cu fețe ca oțelul, care împreună cu lucrătura nobilului metal alcătuiau o adevărată comoară. Strălucirea juvaierului mărise lumina din odaie. Petru Plevnic uitase să mai tragă din pipă și rămase în năuc, uitându-se încremenit la frumusețea din fața ochilor săi. De-abia într-un târziu își recăpătă graiul. Vladimir Corsacov și cui duce acest dar de o frumusețe atât de neobișnuită? Cine va fi fericitul care se va putea făli de a fi proprietarul acestei comori? Capitanul de gardă se gândi o clipă, apoi răspunse. Este darul țarului pentru Contele Gorciacov, guvernatorul Varșoviei și pentru cel cinstește țarul pe contele Gorciacov cu un dar atât de frumos și de neprețuit? Întrebă primarul Menizei cu o curiozitate de babă. O mică distinție pentru subjugarea Poloniei. De când contele Gorciacov a fost numit guvernatorul Varșoviei, Polonia se zbate din ce în ce mai neputincioasă sub jugul rusesc. Contele Gorciacov nu cunoaște gluma, Orice încercare de revoltă, el o năbușă în fașă și își merită pe deplin poreclele de călău al Varșoviei și vampirul Poloniei. Apoi, contele Gorceaco mai este și omul care are veșnic grijă ca minele de plumb din Siberia să nu ducă lipsă de mână de lucru. El trimite acolo cu sutele pe aceia care îndrăzne să se împotrivească stăpânirii rusești. Așa și trebuie, întări Petru Plevnic, cu multă importanță. Nu sunt decât câteva săptămâni de când a sosit vestea la Petrograd despre noua și însemnata captură pe care a făcut-o Contele Gorciakov. Își urmă Vladimir Corsacov povestirea. El a prins ițele unei noi și puternice organizații revoluționare, căreia a izbutit să izmulgă arma cea mai importantă. Prin această faptă, Contele Gorciakov a distrus Partidul Național Polonez. Căpetenia conjuraților era prințul Adam Poniatowski, care se înapoiase la Varșovia de foarte scurtă vreme. În zadar s-au trudit prietenii suspuși ai prințului să-i ușureze vina. În zadar au intervenit mamele cele mai ilustre. Gorciakov s-a dovedit a fi neînduplecat și l-a trimis și pe prinț în Siberia. Cupa pe care o vezi înaintea dumitale este răsplata țarului pentru această captură importantă, ah, Petru Plevnic oftă adânc, Ei, dacă aș putea să săvârșesc și eu asemenea ispravă. Pentru însărcinarea aceasta vrednică de invidiat, dar și în același timp și foarte primejdioasă, de a duce darul țarului și a-i comunica guvernatorului noile îndrumări ale majestății sale, am fost ales eu. Firește că sunt fericit de a fi fost distins cu această însărcinare, dar mărturisesc că am simțit oarecare temere și am șovăit puțin, mai înainte de a primi. Totuși, nădăjduiesc că voi izbuti să-mi fac datoria până la capăt. Recunosc și eu, Vladimir Corsacov, că situația dumitale nu este de invidiat, exclamă primarul Menizei, clătinând din cap. Drept să spun și mie mi-ar plăcea grozav de bine să mă văd la Varșovia înaintea guvernatorului după ce i-am predat darul țarului. Să nădăjduim că dorința aceasta ți se va îndeplini cât mai iute, mai ales că nu mai ești departe de ținta călătoriei. Este adevărat că față de calea străbătută până acum, drumul cel mai am de făcut este aproape neînsemnat, dar acest drum neînsemnat este mult mai primejdios decât călătoria mea de la Petrograd și până la Meniza. Petru Plevnic dădu din cap întărind spusele capitanului. Te înțeleg prea bine, domnule capitan. Nici eu n-aș avea nici zi, nici noapte dacă mi s a fi încredințat o comoară atât de neprețuită. Curierul țarului așeză cupa din nou în caseta vătuită, apoi, după ce un cuie, vârâ cheia în buzunar. Cred că este de prisos să-ți atrag atenția că tot ceea ce ai văzut și auzit trebuie să rămână taina dumitale cea mai sfântă, zise el. Ferească Dumnezeu să afle cineva ce comoară duc cu mine. Nu-ți mai spun ce ar însemna aceasta dacă vulturul morții ar prinde de veste. Ludovica, ascunsă în dosul ușii, dădu din cap râzând. Nu te teme, se gândia, Rimski va afla despre cuprinsul casetei mai iute decât ai crede tu că este cu putință. Apoi, socotind că nu mai era nevoie să stea la pândă, se înapoie în bucătărie. De altfel era și timpul, că și peste câteva minute auzi glasul răgușit de băutura lui Petru Plevnic, care strigă Ludovica! Fata alergă în odaie și privirile ei se întâlniră cu ale capitanului de gardă, chiar în clipa când păși pragul. Ce doriți, domnule primar?" întrebă ea adresându-se lui Plevnic. Distinsul nostru aspete și-a exprimat dorința de a merge să se odihnească. Ludovica se înclină, iar Vladimir Corsacov se pregăti de plecare. Îi întinse mâna primarului și și urară noapte bună. După aceea, curierul țarului își luă caseta și porni în urma Ludovicăi. De îndată ce ajunseră pe coridor și scăpară de privirile geloase ale primarului, capitanul nu se mai putu stăpâni și cu o mișcare bruscă o strânse pe Ludovica la pieptul său și o sărută cu patimă. Pe Dumnezeul meu!" exclamă ofițerul de gardă, vădit mulțumit. Dacă nu-mi placi mai mult decât toate femeile pudrate și sulemenite de la Petrograd. Și pe semne pentru a-și întări spusele, Vladimir Corsacov o mai sărută odată. Ludovica nu se împotrivi prea mult și început să râdă, ca și când ar fi luat în glumă toată purtarea ofițerului. Aceasta este odaia dumneavoastră, zise ea, deschizând o ușă înaintea lui Vladimir Corsacov. Capitanul de gardă îi mai zâmbi odată. Noapte bună, Ludovica mea, mâine ne vom revedea, iar când mă voi întoarce de la Varșovia, te duc cu mine la Petrograd. Vrei? Ludovica își împreună mâinile, prefăcându-se că nu-i vine să creadă în atâta fericire. Oare vorbesc serios? Eu am obiceiul de a mă ține de cuvânt. Dacă ți-am făgăduit, să știi că așa se va întâmpla. Și acum, noapte bună, draga mea. Ușa se închise în urma lui și Ludovica auzi cum capitanul trase zăvorul. După aceea porni și ea, triumfătoare, să se odihnească, după ziua aceasta plină de peripeții. Vladimir Corsacov nu se hotărâ să se culce, decât numai după ce se încredință că nicio primejde nu-l pândește în odaia care fusese rezervată pe seama lui. Se uitând dulap, sub supat, să vadă dacă nu cumva s-a strecurat cineva pe acolo, apoi cercetă zăbrelele de fier de la fereastră și zăvorul de la ușă. Văzând că totul era în bună regulă, se trânti în pat. De casetă însă nu se despărți nici chiar acum, ci o așeză lângă sine, în pat, ca pe o iubită, iar pe măsuța de noapte își pregăti pistolul încărcat, spre a-l avea la îndemână în cazul când tot s-ar găsi cineva care să-l atace în timpul nopții. Dar îngrijorarea lui nu ținu, decât numai până când apucă să-și lase capul pe pernă, de îndată ce simți sub căpătui perna umplută cu fulgi moi, somnul îl cuprinse pe loc. Ceea ce nici nu este de mirat dacă ne gândim la marea cantitate de vin pe care o băuse în tovărășia primarului. Când se deșteptă, soarele se vise pe cer de mult. Se spălă în grabă și apoi ieși pe coridor, în mână având nedespărțita lui casetă. Aici se întâlni cu Ludovica. Ei, draga mea, cum ai dormit astă noapte? Ludovica zâmbi cu viclenie. Ce să spun, nu prea am închis ochii. Dar de ce? Ludovica a coborâ privirile în pământ. Pentru ce nu-mi răspunzi? Mi-e rușine. Rușine? Ce copilărie! Hai, spune! Și încă acum, îndată? Fiindcă mereu te vedeam înainte ochilor. Lui Vladimir Corsacov îi plăcu această declarație de dragoste și, drept recunoștință, o sărută din nou. Fata se prefăcu ca și când sărutarea aceasta ar fi însemnat pentru ea cea mai mare fericire pe care ar fi putut să-și o dorească în lumea aceasta. Mica mea Ludovica, îi șopti ofițerul de gardă la ureche, vrei să te duc cu mine? Vai, domnule capitan, răspunse ea, cât aș fi de fericită dacă aș putea părăsi cât mai neîntârziat casa aceasta, unde viața este pentru mine un adevărat chin. Ce rău îmi pare că trebuie să suferi. Nu-ți dă pace bătrânul, nu-i așa? Așa este, domnule capitan, și gândește-te că sunt singură singurică, numai cu el. N-am pe nimeni. Cine ar putea să mă ajute? Cum se poate? N-ai chiar pe nimeni? A, numai pe Grigore, fratele meu mai mare. Dar ce poate să facă el împotriva puternicului primar care l-ar alunga din oraș de îndată ce ar îndrăzni să spună ceva? Capitanul Vladimir Corsacov îi plăcea fata din ce în ce mai mult, mai ales acum, când o podidiră lacrimile și când părea și mai frumoasă decât înainte. Și se gândi cât de plăcută i-ar fi viața dacă ar duce-o cu el la Petrograd. Îmbrăcată frumos, Ludovica ar putea să se ia la întrecere cu oricare doamnă distinsă din capitala împărăției rusești. De aceea îi făcut din nou propunerea din ajun. Ludovica, te-ai gândit bine? Ai venit cu mine? Oricând vei vrea dumneata. Cuvintele acestea îl înflăcărară și mai mult pe capitanul de gardă. Era mai mult decât fericit, văzând că femeile nu-i pot rezista. Privirile lui mângâiau mute chipul Ludovicăi, în ochii căreia se iviseră lacrimile. Vai, domnule capitan, cât ești de milos cu mine, zise fata, văzând că Vladimir Corsacov nu-i răspunde nimic. De ce? întreba acesta. De ce trezești în sufletul meu speranțe care nu se vor îndeplini niciodată? Crezi oare că nu-mi dau seama că nu faci altceva decât să te joci cu mine? Cum poți să te gândești la așa ceva, Ludovica? Știu, simt că va veni Sania și te va duce, iar eu voi rămâne și mai departe aici, sub acoperișul acesta trist, singură, cu soarta neîndurătoare. Nu vorbi astfel. De ce nu ți s-ar îndeplini dorința? Mm, nu pot avea încredere. Ascultă-mă. Mâine dimineață voi porni mai departe. Ești îndeajuns de deșteaptă spre a născoci vreun motiv oarecare pentru a putea pleca de acasă și a veni după mine. Te voi aștepta cu Sania în dreptul pădurii. Să fie adevărat, exclamă fata cu o fericire nespusă în priviri. Îți făgăduiesc solemn că mă voi ține de cuvânt. Ludovica era în culmea fericirii, văzând că planul îndrăzneț pe care îl făurise noaptea aceea începea să se realizeze dar se stăpâni spre a nu se trăda și urmă a juca rolul început. Dar ce va zice primarul? întrebă ea speriată. Poți fi fără teamă, o liniști curierul țarului. Nu se va amesteca în chestiunea aceasta. Te înșeli, este puternic. Țăranii de prin împrejurim tremură înaintea lui. Mi-e teamă că își va trimite zbirii să mă urmărească. Ce am spus că nu trebuie să te temi. Mai întâi, cu ce drept s-ar putea amesteca în afacerile tale? Apoi, nu va îndrăzni să se măsoare cu mine, fiindcă știe că sunt omul țarului. Omul țarului? exclamă Ludovica cu ochii mari deschiși, ca și când de-abia acum ar fi aflat cine este Vladimir Corsacov. Oficerul de gardă o îmbrățișă și glasul ei rugător se auzi din nou. Aș mai avea o rugăminte. Care ar fi aceea? După cum ți-am mai spus, n-am în meniza decât o singură rudă și un singur om care îmi vrea binele. Fratele meu, Grigore, nu te supăra, dar mi-e greu să mă despar de el. O viață întreagă a îngrijit de mine și ar fi prea mare nerecunoștința mea să-l las aici pradă mâniei primarului. Ludovica se ruga cu atâta căldură și atât de înduioșător, încât lui Vladimir Corsacov îi se făcu milă. Te înțeleg prea bine, zise el, dar nu știu cum ți-aș putea îndeplini dorința. Ce să fac eu cu fratele tău? La ce să-l folosesc? Vai, domnule capitan, să vezi ce sprinte și deșteptie, dar n-a avut noroc sărăcuțul de el. Gata, exclamă ea cu un strigă de izbândă, am găsit. Ei, îl luăm cu noi ca vizitiu, va mâna cai saniei și în chipul acesta îi găsim întrebuințare. Lui Vladimir Corsacov nu-i displăcu ideea aceasta. Minunat! Voi vorbi chiar acum cu primarul ca sania cu care voi părăsi meniza să fie condusă de Grigore. Să nu cumva să faci una ca asta, domnule capitan, zise Ludovica speriată. I-am stârnit bănuielile și tot planul nostru ar putea cădea baltă. Dar atunci cum să rânduim lucrurile? Ludovica se prefăcut că se gândește câtva timp. Apoi exclamă, am găsit! Îi vei da câteva rânduri stăpânului Saniei în care îi vei spune că Sania va fi condusă de omul care se va prezenta cu scrisoarea dumitale. Nici primarului nu-i se va părea ciudat că omul țarului își are vizitiul lui. Bine, zise Vladimir Corsacov, mângâind obraji în bujorața fetei. Văd că ești foarte deșteaptă, Ludovica mea. Dacă vei fi în toate tot atât de ageră, atunci ne vom înțelege foarte bine. Cu aceste cuvinte, Vladimir Corsacov se înapoie în odaia sa, unde alcătui îndată scrisoarea, pe care apoi o încredință Ludovicăi. ține zise el. Fă astfel ca să ajungă la fratele tău și nu uita ce ți-am făgăduit. Cum aș putea să uit, domnule capitan? zise fata cu o bucurie minunat prefăcută. Când aș putea spune că singura dorință a vieții mele, de când te-am cunoscut, este de a rămâne veșnic alături de dumneata. De-abia sfârșit Ludovica vorbele, că se și auzi zgomotul pașilor lui Petru Plevnic. Ludovica se furișă în bucătărie, iar capitanul de gardă se îndreptă spre odaia de lucru a primarului, ca și când acum ar fi părăsit dormitorul unde își petrecuse noaptea. El se întâlni cu primarul chiar în ușa odăiei acestuia din urmă. Petru Plevnic era îmbrăcat cu o șubă polară și în cap avea o căciulă de astrahan, acoperită cu fulgi de zăpadă. Afară începuse să ningă din nou. De unde vii atât de dimineață, domnule primar? Întrebă curierul țarului după ce își dă dură bună ziua. Am fost la omul cu Sania și am aranjat totul, Mâine dimineață, la ceasurile șase, Sania va fi aici, la porunca dumneavoastră. Îți mulțumesc că te ostenești pentru mine. Cred că vei fi mulțumit, domnule capitan. Căruțașul acesta are cei mai buni cai din meniza. Și cine va mâna cai? întrebă ofițerul de gardă. Unul din slugile lui, fără îndoială. Curierul țarului își încruntă sprâncenele. Nu e bine așa, Dumneata știi mai bine decât oricare altul cât de însemnată este însărcinarea ce mi-a fost încredințată și vei înțelege că nu mă pot bizui pe oricine. De aceea te rog, domnule primar, să-i trimiți vorbă căruțașului să nu încredințeze Sania decât numai omului care se va prezenta cu o scrisoare din partea mea. Voi îngriji eu ca omul meu de încredere să fie acolo la ceasurile șase fără un sfert. După cum doriți, voi trimite vorbă îndată, răspunse Petru Plevnic, care devenise iarăși foarte curtenitor, după ce îi se risipise buimăceala pricinuită de vinul care noaptea trecută îi dăduse curajul de a vorbi curierul țarului ca și cum ar fi prietenul său. Dar cine va fi omul acesta? Puteți avea încredere în el? În privința aceasta poți fi fără grijă, domnule primar, răspunse capitanul de gardă, zâmbind plin de înțeles curierii țarului au întotdeauna la îndemână oameni de încredere care îi păzesc pe ascuns tot timpul drumului și care nu se arată decât la un semn făcut de trimisul majestății sale. Răspunsul acesta a îl mulțumi pe deplin pe Petru Plevnic, care trimise în îndată un pandur la căruțaș spre ispune cele hotărâte de Vladimir Corsacov. Primarul Menizei făcut tot ce-i stătu în putință pentru ca șederea la el să-i pară cât mai plăcută distinsului său oaspete, totuși de abia aștepta clipa în care să-l vadă plecat. Vladimir Corsacov părea să fie un mare cuceritor de femei și Ludovica era în primejdie. Burtosul primar nu scăpă niciuna din privirile pe care le schimbau cei doi pe furiși, și purtarea lor îl făcu să se întrebe dacă capitanul de gardă a pus ceva la cale cu menajera lui. Gândul acesta al chinuia grozav și îi strângea inima și mai mult. Pentru ca Vladimir Corsacov să fie cât mai puțin în apropierea Ludovicăi, îl invită pe capitan la o plimbare cu Sania, în timpul căreia îi arătă lucrurile demne de văzut ale orașului, precum și împrejurimile. Este adevărat că Vladimir Corsacov ar fi fost mai mulțumit să poată rămâne acasă pe lângă Ludovica, dar nu-l putea jigni nici pe găzduitorul său care se arătase atât de amabil și primi propunerea de plimbare cu care prilej se exprimă foarte frumos despre oraș, urându-i să aibă în fruntea lui întotdeauna un gospodar atât de priceput ca Petru Plevnic. Ziua se scurse încetul cu încetul și primarul menizei început să se bucure de pe acum că primejdiosul curier al țarului va părăsi orașul a doua zi de dimineață, iar el va putea să reia asaltul pornit împotriva inimii Ludovicăi. În ziua aceea se culcară mai devreme. Pe curierul țarului îl conduse tot Ludovica până în odaia lui, așa că ei avură prilejul să se mai sfătuiască asupra fugii de a doua zi. Ești gata cu toate? întrebă ofițerul de gardă. Da. Așadar, n-ai uitat? La șase și un sfert în marginea pădurii. La șase și un sfert voi fi acolo. Te aștept, Ludovica, și vei vedea cât vom fi de fericiți. Te abia aștept. De ce ești atât de nerăbdătoare? Fiindcă te iubesc. Vladimir Corsakov sărută din nou gura ispititoare a fetei, care de teamă ca ofițerul să nu observe că dragostea ei era prefăcută, îl sărută și ea, cu toate că aceasta nu prea era pe plac. După aceea se despărțiseră. Vladimir Corsacov cercetă din nou, cu amănunțime, odaia, zăbrelele, zăvorul, pereții, apoi se culcă cu caseta. Ludovica se duse și ea în odaia sa, ca și când s-ar fi pregătit să se culce. Stinse lampa, dar nu se trânti pe pat, ci se așeză la pândă, iar când își dădu seama că adormiseră, atât capitanul cât și primarul, se furișă din odăița ei și apoi din casă. Tocmai atunci bătea orologiul din turn ceasurile 10. Ludovica se îndreptă spre grădinița din dosul casei și aștepta acolo. Ea se gândi la viața înfrigurată pe care o trăise în timpul ultimelor zile și mai ales de la sosirea curierul țarului, când deodată o făptură învăluită într-o mantie neagră se-i lângă ea ca și când ar fi ieșit din pământ. Ludovica? Eu sunt capitane. Ei, ce ai făcut? Am vești foarte însemnate, mai însemnate decât ai putea să-ți închipui. Rimski o privi cu o vădită curiozitate. Vorbește! Ți-am spus ieri că primarul așteaptă sosirea unui oaspete. Da, oare n-a venit? închipuiește capitane, oaspetele este curierul țarului. Curierul țarului? exclamă Rimski adânc uimit. Este cu neputință. Nu te-ai înșelat, Ludovica? Nu, știu cu siguranță. Și unde merge curierul? Spre Polonia, și anume la Varșovia, spre în mâna contelui Gorciakov, darul ca din bazme al țarului, dar care este menit să fie o răsplată pentru serviciile pe care călăul Varșoviei le-a adus asupra casei imperiale. Le-a adus case imperiale prin asuprirea polonezilor și prinderea prințului Poniatowski. Rimski și încleștă pumnii